În septembrie, aleșii se bat pe terenul de fotbal, alt titlu confuz din preză. De fapt, or să joace fotbal. Se băteau pe terenul ăla doar dacă se putea da autorizație de construcție, mulțumesc Mircea, să facă ei un bloc, două, trei acolo. Este vorba despre turneul anual de fotbal interparlamentar care se ține la București weekendul ăsta. Parlamentarii români, observați, își ascund sub mână averea. Asta e singura lor avere moștenită de la mămica lor, de la soacra lor și soția lor. Restul au furat. Pentru a asigura cazarea și masa participanților, Camera Deputaților va scoate din buzunar aproximativ 50.000 de euro. Corect spus, Camera Deputaților va scoate din jebularul nostru suma asta. În această competiție, parlamentarii români au toate șansele să câștige. Pentru că ei fac lucrurile pe care le anticipează și la care se antrenează zilnic. Adică vor mima accidentări, vor trage de timp, vor forța regulamentul, se vor da loviți în aripă, mai ales Nicolae Păun, vor dribla buna credință, vor faulta grosolan bunul simț. Timp de pregătire au clar mai mult decât orice alți parlamentari din lume și ne mai mirăm că dorm în timpul ședințelor. Pe să chinuie săraci să ne facă cinste în lume, se antrenează din greu. Normal că s-o obosiți la lucru atunci când votează ceva. Și ar trebui să se priceapă la fotbal. Păi la cum știu ei să paseze responsabilitățile de la unul la altul? Ar trebui să fie tiki-taka Barcelona, mă înțelegi? În apărare ar trebui să fie bun. La cât de bine se apără ei în fața presei, opoziției sau în fața justiției. În atac, excelează din nou, sunt agresiv și sar mereu la beregata opoziției. Cu poziționarea pe teren știu, e o problemă, căutăm soluții. Aici e o problemă, nu știu cum o să se descurce la poziționare, că i-a cam prins DNA-ul în offside în ultimul timp. Trebuie să știm că din lotul României vor face parte derutații deputații Daniel Geantă, Cezar Cioată, portari, Ludovic Orban. Ăsta se ia cu chitara și le cântă de toți masiore o să danseze bătuta de la Hododârla. Petru Movilă, Valeriu Zgonea, atacant, de ce n-are nimic în cap, poate să sară la mingi, Lucian Bode sau Gheorghe Florin. Nume predestinate pentru fotbal: Geantă, Cioată și Movilă. Liviu Dragnea a fost propus ca antrenor, dar a declinat oferta, fiindcă antrenează lotul paranormal din Olt, lot paranormal care va avea meci cu Brazilia din 1896.